Dar nu râzi de mine, da? Promiți că nu... Promiți că nu râzi de mine? Promiți, da? Hai că vine tăicuțul tău, ești pregătită, da? Pi, să nu mă încăva. Ce zici, tati? Ia, e ce trebuie? A? E bun? Mă prinde? Culoarea e bună? Se asortează cu ochii? E, nu merge, asta nu mai merge, asta te pun după bochelare. Așa. A, e complicat, a dat pe așa. Și mai am ceva spart. Piesa de rezistență e asta. Nu știu, mă, dacă știu cum vine. A? Așa vine? Ce ziceți, dragilor? Se când peste momentul ăla. Ce e asta, mă? Mi-e și frică să mă gândesc ce asta. Dragilor, lăsați-mă asta. Am apăsat, nu trebuia să apăs. Nu trebuia să apăs, intru repede aici, unde intru un... Pa! Gata, am închis. Râdem, glumim. Astăzi, dragilor, vă arăt cea mai grea misiune din viața unui bărbat. Astăzi rezolvăm împreună, dragilor, imposibilul. Am soluția, am locația, am produsele. Urmăriți-mă pe la capăt un share și un like, măcar pentru că am lins cu ierașile alea, sau cum se cheamă, umerașile alea, măcar pentru umerașile alea, un share și un like și un subscribe urgent pe canalul de YouTube. Ați dat? Ați dat, da? Nu, cu asta nu vă doare, ne ajută foarte mult. Haideți să procedem împreună la treabă. Nu știți câte treabă avem. Of, Doamne! Sărbuna doamnelor, bună ziua domnilor, bine v-am regăsit. Cea mai grea misiune, dragii mei, în viața unui bărbat, astăzi o să o port împreună cu dumneavoastră. Ia? 200 de lei. 200 de lei trebuie să o îmbrac azi pe fiica mea din cap până în picioare. De ce? Are o petrecere sâmbătă. Cei petreci nu vrea să-mi spună, dar să scola shopping în oraș. Cred că ăsta e coșmarul taților din toată lumea. Să ieși la treabă cu fiica ta la cumpărături. Orice, dar numai cumpărături să nu scrii pe listă și doi, nu cu fetele. Tati, te-a dus tati azi la cumpărături sau nu te-a dus? Dă din aparat dacă te-a dus. Tati mei, haideți să vă spun unde am adus-o. Păi asta e și cu dublu și cu Skepsis aici. Casa de cultura Sucevii, de acolo este monitorul, se vede sensul giratoriu de la așa, McDonald's-ul pe partea aceea. Pe partea asta altă, vis-a-vis de Casa Culturii, este magazinul ăsta, tati. Uite-l un pic. Smart Outlet, le vezi? Smart Outlet. Și dacă nu, să știți că au și non-stop. Aici, vin seara, bat. Dacă te lasă, dacă Doamne ferește, dacă Doamne ferește, ai necaz noaptea, aici vii și îți dă la geam cine cumpără, cine vine. Aici ne-a recomandat un prieten să venim și tate, ca să înțelegi despre ce, iau ușor, da? Nu e mare, dar e cu valoare, zic că aici lucruri de calitate, că l-am înțeles, calitatea e importantă, nu? E adevărat? E adevărat, da? Tate, uite-te un pic, zi ce vrei, pe ce culoare? Pe ce te ia tăicuța tău? Te ia de la fustiții, te iau pe sclipiciul de asta, ce frumoasă asta. Se dă cu, rămâne și pe mașină, nu vrei de asta? Nu vrei, să vorbim, să, bună ziua, să rămână. Noi ne cunoaștem că am făcut înainte cunoștință, dar acum așa, pentru fantezii. Bună ziua, Nicăiță, sunt doamna Ramona. Am o problemă, ca și toți bărbații serioși din toată Suceava asta, trebuie să-mi plac copilul ăsta minunat, da? Cu 200 de lei. Spuneți-mi că se poate. Da, să fie, poate, să fie juju, parfum, vreau să fie, știți poate. Cum să fie, de să zic ma. Și poți mai multe ținute să vă fac de 200 de lei. E Caterinca asta, a? Nu. Bani, jos, ochiloș. Haideți, domnul, care-i? Da, mai este ceva. Ați îmbrăcat-o și doamna? N-ați îmbrăcat-o, doamna, acolo forță. V-am îmbrăcat și pe dumneavoastră cu câți bani vreți, că nu știți, nu? Nu știți, o să dea acum înainte. Să nu ne... Ia, să vedem ce. Dacă ce, vrei ce? Să ieși pe stradă așa de zi cu zi, uite, poți să-ți dau un top frumos. Asta este la 40 și un blu. Alo. Doamna, cum ați zis? La 40. Nu, cum ați zis că vă numesc ca să nu greșesc? Doamna Ramona. Nu, dar ceva așa, mai cu mai multe textilă pe dânsul, nu, mă, dați cu mai multe ceva, așa, că ăsta e micul, 14 ani, că ce facem, mă, ducem acum la... Mă, mică, e frumos, era bună la? Era bun? Ia! Cum, ăsta n-are buric. Nu are, dar dau blugi cu tale înalt. Aduceți blugi încoace. Tot 40 lei numai ăsta? Tot 40. Vorbiți serios? Serios. Mergi, tate? A? Ia uite aici. Uite un blug cu tale înalt, un slim. Să văd pe asta mic un pic. Ia, mămică,
Și mărimea am primit-o. Bun, bun, slim bun, ăsta bun. Știți cum e, doamnă Raluca, să nu fie zone descoperite prea mult. Ăsta e coșmarul taților, să nu scoată fetele afară cu cât, ceva cu șube n-aveți. Paltoanii la ora asta nu se poate. Ce zici, tata? Dar dăm un sacou deasupra. Aveți sacou. Dacă aveți sacou la 40 lei, mă duc. 40 nu avem, dar avem la 100. Atâta nu să vedem ce sacou aveți la 100 lei. Unde aveți sacou la 100 lei? Ia. Mamă, tate, că hai că treaba nu-i rea. Ne băgăm la 200 lei? Și rămâne și un rest. Nu, ne băgăm la 200. De ce? Păi asta cât e? Stați așa că... Asta e 80? 85. Tate, ai tăi niște bani la tine? Ai din alocație ceva? Ți-a mai rămas unul ăsta? Eu vă arăt mai multe ținute, nu? Ce să mai arătați mult? Deci asta și cu ăsta, da, pus deasupra, ia, veniți în copilaj, dă-te un pic aici, pentru tine muncem aici, da? Și să vedem un pic, deci ăsta țineți-l pe dumneavoastră cu dinții, ăsta vă pun pantalonii, da? Și deasupra vă... Și merge asta? Nu prea merge. Nu prea merge. Sau poți să dau un blug așa cum am eu pe mine la 7 zile. Așa? Și ieșim și mai repede. Și blugul ăsta la ce să meargă, de exemplu? Blugul ăsta îi luăm un top. Mhm, înțeles. Tu vrei top? Îți fac topurile? Nu vrei top. Ia, ia, ia. Tot la 40. Tot la 40. Nu-i descoperit. N-are decol de loc. Sunt... Merge și cu sacoul ăsta. Cu sacoul ăsta. Merge. Le-am probat eu. Să doamne, că nu e în regulă, doamne. Ați, că am găsit ceva frumos, tate, pentru tine. Asta ce-i halatul ăsta? Zici că e reserved, din rezerva națională? Ce asta, doamne? 45 de lei. Asta este numai bun, tate. Perfect! E prea îmbrăcat. Ce? Nu? Nu. Nu există un tate de fată care să zică că fixa e prea îmbrăcată, doamna Raluca. Nu ne mai înțelegi. Înseamnă că suntem din alt film, tate. Oleu. Dar aveți cam de toate categoriile de aici, văd eu. Bineînțeles. Se poate atinge? Da. Putem pune mâna? Uite, asta este și mai lungă, dacă vreți să fii și mai îmbrăcat. Asta este la 80. De nou, nu o duc la nuntă, nu o duc azi la nuntă. Azi o las, o leacă, așa, o... Dar merge de o tură, da. Și asta ce este aici, doamna Raluca? Nu, nu. Uite o cămășuță drăguță. Asta? Nu, asta. Asta nu e. Care? Aia e cămășuță drăguță. Asta e cămășuță. Da! Yes, oversize. Da. Așa da, să rămână, să vă dea Dumnezeu sănătate, oversize, asta e bună și de par de siu. Tati, asta rămâne, bun, rămâne asta, cu blugi, bun, și mai rămâne de un 40 de lei, să vedem. 80 cu 80, un 40 de lei, cu bluguțe. Tati, te bagi la așa ceva, ce zici, a? Ia uite aici, oversize, cum vă place vouă fetelor din ziua de azi să fie așa, nu așa le place fetelor, că așa, parcă așa am văzut, așa le place. Asta e, doamna Luca, să vedea bunuțul sănătate. Și ceva deasupra, poate mă prinde frigul, ce-ar fi? Ceva pe deasupra? Da. Pentru ea nu am mărime. Deocamdată, săptămâna viitoare o să aducem. Faceți aprovizionare săptămânală? Săptămânală sau dat la două săptămâni, dar luni primim marfă nouă. Da? Luni ai devenit la dumneavoastră. Exact. Am înțeles, ca să-i anunțăm pe oameni. Bă, dar burgii ăștia așa... Așa să... Sunt prea strâmți, nu? Prepune... Bă, așa. Boyfriend? Așa, ăștia ești buni? Asta tati, ia tăicuțul tău, bluziță avea. Dar ce-ar mai fi? Am 200 de lei totuși, nu ajung acasă să înceapă scandalul, că da, m-ai dus pe... Dar de ce sunt așa de ieftine? Explicați-ne un pic. De ce sunt așa de ieftine? Pentru că ceea ce am căutat noi mereu a fost calitate la un preț mai redus. Și am crezut că asta este problema oamenilor și am adus soluția. Soluția fiind calitate la preț redus. Exact. Calitate la preț redus. Asta caută lumea, calitate, ziceți. Calitate. La Pricu ori veți găsi la noi bumbac 100% organic. Chiar acum avem reducere și pentru bărbați. Uite, vă luați dumneavoastră un tricou la 4. Mai de mine. Mami, că n-am ce... Eu am vrut să-ți iau. Doamne, dacă este ofertă la bărbați. Alo, ce e asta, avem doamne? Avem redus la 40 de lei, mai multe cu. Bun. Cealaltă e jumătate, unde e, doamna Raluca? Că e mai jumătate. Mi-a luat tricoul la bun, dragilor, de acasă, se vede, nu? Cu călăreț, cu când l-am cumpărat astăzi, tricoul la bun, să-i dea Dumnezeu sănătate. Așa, da. În sfârșit, un tricou. Nu le puteți ansambla, să fie amândouă, că la tău oraș trebuie mai mare, o leacă, nu poți să-l ia. Hai, pe XL-ul ăsta, pe ești mare. Serios? Jack Jones? Și cât e unde ăsta? 40. Bumbă cel? Bumbac, tu l-ați organ. Pe cum creșterile de urmăritor la noi pe site. Organic tot. Regional trademark.
Am văzut aici, doamna Raluca, că dați și la non-stop noaptea, dacă cuiva îi se rupe tricoul, cămeșa, e adevărat, faceți de astea? Nu mi s-a părut că... Nu, cafea am vândut. Ați vândut de la geamul ăla cafea? Am înțeles. Luați-le pastea, că am mai văzut ceva acolo și vreau să mă... Da, fustițile astea nu sunt pentru mății din asta ca mea până în 14 ani? Oh, nu. Tati. Sunt prea scurt pentru. Da, corect. Corect, corect, și corect. Prea da, așa este. Asta la 40 ideal. Iarăși găsim aici cu maioașul. Nu. Ceva mai... Uitați, așa un tricou. Așa un tricou, doamna Luca, așa un tricou. Mami, ți-a găsit tecuțul pentru... Ăsta-i, tati. Este că ăsta-i. Uite, are și glugăț. Ce zici tu, a? Face... Este cu șumbru pe de sub, nu? N-aș fi chiar așa de... No, până la 18 ani, știți cum e, trebuie să fim foarte atenți. La câți ani ați îmbrăcat dumneavoastră în prima dată? Îi ziceți drept. Din astea... Nu ziceți atunci, lăsați capul data viitoare. Rezerv, toate sunt rezerv. 5 de lei numai atâta? Da. O bună? La Jack & Jones, pentru aia 40 lei care au rămas, uite. Așa ce? Dar nu mai ai unul de ăsta acasă? Tu mai ai unul de ăsta acasă, e pe casă, nu? Numai bine venim data viitoare, luna viitoare, da, luni. Așa alte culori. Mamă, bine că aveți culori multe. Asta mă gândeam, poate n-ați avea culori suficient. Of. De la cât la cât în fiecare zi? De la 9 până la ora 7. Nu, până la 7 seara. Dormiți aici, mâncați aici, vă schimbați aici. Cabina de probă. Aveți cabine de probă? Avem. Dragiu, ca să știți despre ce vorba, ușoara Luca ne-a spus, aici în spate este cabina de probă, dar nu ne băgăm. Nu ne băgăm că nu e frumos. Pentru bărbat nu trebuie cabina de probă, trebuie numai așa să vină în mod fotomodelul să se uite. Nu, vin bărbații, vin doamnele să le cumpere. Cum? Vin doamnele să le cumpere, nu vin bărbații. Da. De ce? Că ei sunt mai timizi așa. Adică? Tot doamnele sunt baza. Ca să înțelegeți ce înseamnă timiditate. Asta e, tati, timiditate. Că să nu se vadă, mai cad și la o vârstă, știți, mai, să mai lasă și anumite părți ale corpului. Mamă, asta mi-a plăcut, aia mi-a plăcut. Ca să fiu cinstit, asta îmi place, tati, pentru tine. Tot 45 lei numai? Tot 45. Până 10 euraș. Mi-e 10 euraș. Tati, nu-i fumai în asta? Uite-te un pic. Și mărimea ei. Da? E mărimea, doamne? Ce zici? Mărimea dumneavoastră nu e, e cam mare pentru dumneavoastră. Nu, e. Nu prea mâncați, nu? Nu mâncați, mai bine. Asta nu de mâncat. Dragilor, râdem glumim. Cum să vă nimerească? Cum să vă știi după Smart? Smart Outlet. Suntem și pe TikTok mai nou de ieri. Apa? Smart Outlet SV. Da. Și pe Facebook Smart Outlet. Și vă pot în fiecare luni dimineață, marfă nouă, venit aici, gătim. Nu se poate, dragilor, să n-aveți 100 de lei de la tecuțul vostru. Fetelor, aici ai devenit, credeți-mă pe cuvânt. 100... Cât? Vine weekendul, ai făcut ceva frumos prin casă, pac, pac. Dă tatăl tău 100 de lei la fetiță. Nu se poate să nu dea 100 de lei la fetiță. Veniți aici pe jur, făceți-vă garderoba. Garderoba, am zis bine? Garderoba, făceți-vă frumoase, veniți, simțiți-vă bine, e pentru voi. Tot ce vedeți aici la Smart Outlet este pentru domniile voastre, domnișoarele din Suceava, ca să fiți din frumoase, exagerat de frumoase, că știu că meritați. Doamna Raluca o găsiți aici în fiecare zi. Sâmbătă duminica, Ramona. I-am dat cu Raluca de am zăpăcit. Am eu ceva cu Raluca. Doamna Ramona e în fiecare zi aici. Duminică, sâmbătă. Sâmbătă și duminica aveți... Sâmbătă mai deschid uneori când nu sunt la facultate. Sunt și copii cu minți pe lumea asta. Doamna Ramona, dacă îmi permiteți, rămâne, treceți, de la Ramona. Cu mielul venim de Paști. Dragii mei, râdem, glumim. Ce spune încă o dată? Nu-i vina mea. Am dat-o cu Raluca. Am intrat cu Raluca în cap, ies cu Raluca în cap, pus-o cheme Ramona. Nu am ce să-i fac. Mihai Crăciun, îmi cer scuze de la tine. Deci, revenim la subiectul nostru, că e foarte important. Fetelor, e devenit aici. Măcar o dată, credeți-mă, o dată pe săptămână. Restul nu mai contează. Ai venit luni, ai văzut despre ce e vorba, până vine mai vezi dacă da sau nu și câți bani mai aveți. Veniți, simțiți-vă bine, îmbrăcați-vă, fiți frumoase. Sus inimile!